Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Avem plăcerea să revin în studioul emisiunii Școala Gorjeană domnul profesor Ion Ișfan, inspectorul școlar general al județului Gorj, căruia îi spunem bun venit! Bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Am reușit să vă găsim în aceste zile extrem de clocotitoare, având în vedere că evaluarea națională abia s-a terminat sau suntem în fază de contestații, suntem în plin bacalaureat. Cum traversați aceste examene naționale? Bun, astea sunt aspectele care se văd sau în care sunt implicați foarte mulți profesori, directori, inspectori, școlari. Pe lângă astea mai avem, ieri am afișat gradațiile pentru perioada următoare, următorii 5 ani. Tot în această perioadă organizăm concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct. Practic în aceste zile și profit de faptul că sunt la dumneavoastră în emisiune și îi vreau să invit pe colegii noștri care vor să candideze pentru a ocupa unul din posturile vacante de director și director adjunct să nu lase înscrierile pe ultima 100 de metri, practic pe ultima zi, așa cum suntem noi obișnuiți să facem, pentru că, practic, în perioada de înscrieri se fac și verificarea dosarelor și, practic, până pe 6 trebuie să și verificăm dosarele colegilor care se înscriu la acest concurs, urmând ca 2 zile, 7 și 8, să afișăm eventualele documente lipsă din dosare, astfel încât candidații să aibă posibilitatea ca până pe 9, atunci când se încheie depunerea dosarelor, să își completeze dosarele cu documentele pe care Comisia de Verificare a Dosarelor le solicită. Deci, după cum vedeți, programul în învățământ, chiar dacă am luat vacanță, copiii sunt în vacanță, noi se pare că nu avem clipe de răgaz în această vară, pentru că pot să vă spun că o echipă a plecat cu lucrările de la proba de astăzi, de la examenul național de bacalaureat. Alte echipe așteaptă colegii din județul vecin sau din județul pe care noi evaluăm la bacalaureat și pot să vă spun că este un județ foarte mare, că e de cel puțin încă o dată cât Gorjul. Tot la această oră sau e pe final, se pregătesc să încheie colegii noștri care au corectat lucrările la bacalaureat de la limba română. Practic dimineață o echipă pleacă la Craiova să aducă rezultatele la contestații la evaluarea națională. Deci, vedeți, este cald în afară, e fierbinte aerul. Afară este la fel de fierbinte și în interiorul inspectoratului școlar. Practic, toată lumea nu se poate plânge că duce lipsă de activitate. Toți colegii mei sunt conectați la ceea ce se întâmplă în aceste zile în învățământul românesc. Având în vedere primele rezultate la evaluare națională, deci înainte de contestații, un procent de peste 75%. Cum îl considerați ca și rezultat de promovabilitate? Dumneavoastră știți foarte bine, niciodată nu am comentat procentele. Pe mine m-a interesat și mă va interesa cât voi fi inspector școlar general ca ce implicați în organizarea acestor examene naționale să facă acest lucru corect și transparent. M-a interesat ca evenimentele pe care nu știu dorește nimeni la aceste examene să fie cât mai puține sau să lipsească cu desăvârșire. Adică am încercat și să știți că în foarte mare măsură am reușit ca organizarea să fie ireproșabilă, să creăm condiții egale pentru toți candidații și știți foarte bine, tot timpul am cerut toleranță zero față de cei care vor să copieze, care vor să fraudeze examenele naționale. Pe mine mă bucură că procentul este mare, ca oricare dintre dascării noștri și sunt convins că lumea o să înțeleagă sau deja a început să înțeleagă că în învățământ se muncește, că profesorii sunt oameni foarte serioși care se implică din ce în ce mai mult și cu foarte multă dăruire în formarea tinerei generații. Nu poate decât să mă bucure, dar încă o dată vă spun foarte mult, mă bucură
Modul în care a fost organizat examenul de evaluare națională, chiar dacă am mai șchiopătat prin unele locuri, e mai greu și să ca unii dintre noi să citească metodologiile, să se pună la punct cu ele, dar una peste alta, eu consider că organizarea a fost o reușită. Ne dorim la fel să fie o reușită și organizarea examenului național de bacalaureat și cu atât mai mult dacă rezultatele, procentele sunt mari, pe mine mă bucură foarte mult pentru că știu că reflectă într-o foarte mare măsură realitatea. Aș vrea să vă întreb legat de evaluarea națională, au fost multe medii de 10, medii sau note de 10 la română sau la matematică, dar dacă la școlile mari de centru e cumva normal, adică sunt copii buni și confirmați în diverse olimpiade, am văzut note de 10, medii de 10 la Dragotești și în alte locuri din județ. Pe asta arată că, practic, în învățământ, diferența, am reușit ca în ultimii ani de zile să reduc diferența între condițiile pe care le au copiii în mediul urban sau în mediul rural față de cei din mediul urban. Se vede că avem directori bine intenționați, avem profesori, uitați, oameni tineri. Citeam și eu în presa de astăzi oameni tineri care se implică în învățarea, în procesul de învățare și o fac foarte bine. Deci consider că școala Gorjan, școala din mediul rural este pe un drum bun și să știți, eu mă așteptam ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune, în special în mediul rural, pentru că în ultimii ani am avut copii care din școlile din mediul rural care au avut rezultate foarte bune la olimpiadele județene și mai mult au ajuns să reprezinte județul la olimpiadele naționale. Aduceți-vă aminte, fetița de la Baia de Fier din clasa 7-a, care a primit premiul Solomon Marcus și academicianul, domnul Solomon Marcus a plimbat-o și a prezentat-o profesorilor din juriu ca pe un copil deosebit, în primul rând pentru că provenea dintr-o țară, dintr-o școală din mediul rural. Deci nu fac decât să confirme, vedeți, rezultatele la olimpiade practic aduc rezultate foarte bune și la examenele de sfârșit de ciclu. Mie nu rămâne decât să-i felicit pe colegii noștri care au muncit și au făcut treabă foarte bună cu copii și în mediul rural și nu face decât să cetățenii județului Gorj să aibă încredere din ce în ce mai mare în profesorii care lucrează cu copiii din învățământul gorjean. Unul din subiectele mari pe care ne-am propus să-l atingem în această emisiune se referă la învățământul profesional și dual din Gorj, unde s-au făcut pași importanți și mă gândesc dacă acum chiar un an, dar mai mult, acum 2-3 ani când acest învățământ era reintrodus, era o cenușă reasă, încet, încet pare că atracția crește pentru aceste clase de învățământ profesional. Eu sper să fie o concurență foarte mare săptămâna viitoare, deci în perioada următoare, la clasele care școlarizează copiii în învățământul profesional, pentru că noi am studiat foarte mult piața muncii, am stat de vorbă cu importanții agenții economici din județul Gorj și cel puțin pe învățământ sau pentru învățământ profesional am aprobat clase în specializări dorite sau deficitare pe piața forței de muncă din județul Gorj și nu numai din Gorj. Și pot să vă spun că toți cei care vor urma cursurile învățământului profesional, școlilor profesionale, la sfârșitul profesionalii, vor putea să facă două lucruri. Să se înscrie în ciclul superior al liceului, de să urmeze liceul la seral sau la frecvență redusă sau chiar la zi dacă doresc acest lucru și nu depășesc 18 ani, dar mai mult își vor găsi un loc de muncă la o întreprindere, la un agent economic în județul Gorj. O să vă spun,
Am avut discuții foarte serioase și foarte importante cu conducerea Complexului Energetic Oltenia, în special cu domnul director Sorinel Boza, cu care de altfel am și o relație personală foarte bună, dar numai cu dânsul din Complexul Energetic Oltenia și cu Dan Antonie și cu Sorin Olaru, șeful de la Resurse Umane, care, dacă domnul Boza nu este născut, crescut în județul Gorj, noi ceilalți și Olaru și Antonie și eu am crescut și ne-am format în acest județ și muncim în continuare pentru județul Gorj. Și pot să spun că nu ne este indiferentă soarta Complexului Energetic Oltenia. Practic am discutat, am văzut că au nevoie de electricieni, de sudori, de lăcătuși, de strungari. Și pot să vă spun că am găsit înțelegere ca la liceele miniere, așa cum erau pe vremuri, la liceul din Turceni, din Bâlteni, din Rovinari, din Mătăsari și din Motru, să înființăm către o clasă cu cel puțin două specializări în meseriile solicitate de Complexul Energetic Oltenia. Și spun acest lucru pentru că și astăzi am avut o discuție cu un consilier al domnului ministru al energiei. Am avut o discuție și mi-am povestit de unde ne-au venit ideile cu învățământul profesional. I-am explicat că am vrut să facem învățământ dual. Practic, guvernul a creat ordonanța 81 prin care agenții economici care vor să investească în formarea forței de muncă în școlile profesionale pot să facă acest lucru având foarte multe deduceri financiare. Practic, o parte din bani, în loc să meargă la bugetul controlat al statului, pot să meargă și să fie folosiți de agentul economic în formarea special, în pregătirea practică a elevilor de la învățământul profesional dual. Și am explicat domnului consilier că practic ce complexul ar fi vrut să facem clase pe învățământ dual, asta însemna că trebuia să mai dea cel puțin o bursă echivalentă cu bursa pe care o dă statul român pentru învățământul profesional, adică acei 200 de lei, dar neavând buget aprobat pe învățământ sau neavând sume trecute la învățământ, a fost imposibil să școlarizăm copii pe învățământ dual. Domnia sa mi-a promis că discută, pentru că în programul de guvernare, în strategia pe energie, există astfel de solicitări, deci au practic un punct prins în programul de guvernare este învățământul profesional dual și mai ales că au nevoie foarte mare de meseriași, pentru că din anul următor, anul viitor, practic complexul termină reorganizarea și practic nu se vor mai face disponibilizări, ci vor putea să angajeze. Zicea domnul Boza, chiar din acest an o să facă primele angajări. Așa că eu invit pe părinți, invit pe copii să vină către aceste clase de învățământ profesional. În primul rând că le găsim cam pe tot sau în toată zona minieră și energetică din județul Gorj. Deci, practic, vă dați seama, foarte mulți din părinții copiilor care vor veni la învățământul profesional lucrează deja sau au lucrat într-o meserie specifică mineritului și energiei, deci practic vor continua tradiția familiei, clasele vor fi aproape de casă și mai mult practica o vor face la Complexul Energetic Oltenia sub directa supraveghere a maestrului de la școală, cât și a maestrilor și inginerilor din Complexul Energetic Oltenia. Practic cei care vor veni și vor deveni elevi în această toamnă la învățământul profesional, sigur se vor regăsi printre viitorii angajați ai Complexului Energetic Oltenia. Dar să știți că nu numai cu complexul avem o relație foarte bună, am reușit și vreau să-i mulțumesc domnului director David, cred că am mai spus-o la dumneavoastră în emisiune, este un om deosebit, cu dânsul am reușit să creăm o clasă de învățământ profesional pe învățământ dual. Această clasă este constituită sau este aprobată să funcționeze la
colegiul Henri Coandă din Târgu Jiu, la Liceu 5 sau Mașini Unelte, cum mi se spunea pe vremuri, și îi invit pe toți să meargă către această clasă, pentru că, cu siguranță, din ce îmi spunea domnul David, vor avea și îi va angaja pe toți care vor termina profesionala acolo. Mai mult, domnia sa îmi spunea că este pregătit să ofere mai mult decât cei 200 de lei pe care îi cere ordonanța 81, vrea să ofere loc la cămin în liceu, mâncare la cantină, deci practic casă și masă, pe lângă rechizite școlare și echipament de protecție. Dar eu îi aștept, îi încurajez pe toți să vină. De săptămâna viitoare vom începe și noi o campanie media, o să încerc să merg împreună cu domnul director Boza, cu domnul director David, cu Eugen, domnul director Butoarcă de la CEZ Oltenia, pentru că și CEZ-ul este unul din prietenii noștri foarte buni, practic din acest an și Târgu Jiu, liceul energetic intră în proiectul demarat de CEZ cu ucenicul electrician. Școlarizăm la Liceul Energetic din Târgu Jiu o clasă de electricieni pentru CEZ Oltenia. Anul trecut această clasă sau aceste clase au funcționat în Craiova și în Pitești. Acum mulțumim domnului director Butoarcă, ajung și la Târgu Jiu, la Liceul Energetic. Practic sunt în curs de a dota un laborator pentru partea electrică la Liceul Energetic. Nu pot să nu evidențiez și relația pe care, în special, colegiul Mihai Viteazu din Sadu are cu România Hidroserv. Școlarizează 14 locuri sau jumătate de clasă, tot pe învățământ dual. Deci, pot să vă spun că, în momentul de față, la nivelul județului Gorj, sunt aprobate un număr de 300 de locuri pentru învățământul profesional, dar suntem pregătiți și putem oricând să dublăm acest număr de locuri în condițiile în care cererea va depăși oferta. Eu mi-a fost frică și vă spun sincer, mi-este frică că nu se ocupă aceste locuri, dar sunt convins că cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul directorilor de licee tehnologice, cu ajutorul directorilor de școli generale, știți foarte bine, la ultima ședință cu directorii am cerut și am rugat ca directorii de școli generale să se implice în această activitate, astfel încât cât mai mulți copii să meargă și să învețe o meserie, pentru că, spun și să știți că o spun cu toată puterea și cu toată seriozitatea, cei care vor absolvi în anul 2020 învățământul profesional vor avea un loc de muncă asigurat la agenții economici din județul Gorj. Da, și se constată în sfârșit o intrare în normalitate, în sensul că după ce ani de zile, apropo că de dat exemplu complexului energetic Oltenia, după ce ani de zile s-au făcut doar reduceri de personal, iar personalul e foarte îmbătrânit, acum s-a văzut că e nevoie de acești specialiști făcuți aici și iată că învățământul nostru, școlile noastre pot să facă acești specialiști. Da, avem și tradiție, pentru că combinatul minierilor vinari pe vremuri, 96-97, deci înainte de 2000, a școlarizat cu liceul minier din Rovinari, cu liceul minier din Bâlteni, practic au școlarizat clase cu contract, au fost câțiva ani de zile, câte două clase din ce mi-aduc eu aminte la liceul minier din Rovinari, practic vreo 4-5 ani de zile, cam până prin 2000, liceul minier din Rovinari și liceul din Bâlteni, cred că au fost clase și la Motru, au școlarizat copii pentru cu complexul minier Oltenia, au avut contracte cu complexul și să știți că foarte mulți din cei care au urmat această formă de învățământ, acum sunt printre cei mai buni
meseriași din complexul energetic Oltenia. Practic, această foarte puternică unitate din românească se bazează pe activitatea oamenilor formați tot în zona Rovinari și în zona Mutru. E o reîntoarcere la tradiție, însă pe de altă parte, foarte multe licee, chiar de aici din Târgu Jiu, erau cumva invidioase și știu asta de la directori, că s-au ajutat doar zona minieră, adică liceele miniere s-au salvat cu aceste clase și probabil și în viitor va urma un parteneriat și sperau să cumva să găsească și ei portițe de acest gen, adică contracte cu alte firme care să ajute liceele respective. Da, eu sunt convins că până la urmă se va rezolva problema și în Târgu Jiu, pentru că eu discut cu foarte multă lume, am foarte mulți cunoștințe, foarte mulți cunoscuți, pot să spun chiar prieteni, care mereu îmi cer să școlarizăm, au nevoie de un electrician, de doi suduri, de un strungar, de un mașinist, dar nu pot să școlarizăm numai câte unul. Sunt convins că, și cel puțin mi-am propus pentru anul școlar 2018-2019, să identificăm nevoile agenților economici și să constituim o clasă pentru mai mulți agenți economici. Deci dacă unul are nevoie de 3 electricieni, altul de 4, altul de 5, împreună să formăm o clasă, iar ori noi, școala profesională, ori un agent economic să se autorizeze, eventual acrediteze, pentru a putea să copiii să facă partea practică la agentul respectiv, iar el să câștige bani, ca urmare a școlarizării copilor, bani pe care să-i plătească ceilalți, cei pentru care practic pregătim forța de muncă. Pe mine știți că mă bucură foarte mult că cel puțin până acum agenții economici stăteau afară, deci nu se implicau efectiv în educația, în pregătirea, în formarea meseriașilor, după care veneau și spuneau că nu sunt bine pregătiți, că nu au cunoștințele necesare. Eu uite, se văd că se poate să se implice în pregătirea profesională, în pregătirea practică, în special a tinerilor meseriași. Să sperăm că acest program va fi o reușită și că, în primul rând, copiii din Gorj se vor bucura de el și îi vom regăsi mâine, poi mâine, printre angajații agenților economici din județul Gorj, nu culegând căpșuni sau, mă rog, prestând alte munci în agricultura cine știe cărei țări din Europa. Pe mine m-ar bucura foarte mult ca tinerii noștri să rămână în județul Gorj și să muncească așa cum facem și noi pentru județul Gorj. Cum reușim să schimbăm puțin atitudinea și a părinților, chiar și a copiilor, față de învățământul profesional? S-a mai schimbat, dar nu, să zicem așa, încă în masă critică, pentru că la nivel european, știți, cumva media învățământului teoretic, și iau situația din Germania, e undeva la 30% învățământ teoretic și undeva la 70% învățământ cu profil tehnologic sau profesional. La noi nu prea e așa, adică învățământul teoretic încă are o parte, aproape jumătate din... Da, nu, a jumătate se duce către 60%. A, chiar mai mult. Nu, jumătate. Deci avem 40% învățământ teoretic, 60% învățământ tehnologic. Da, e pe undeva. Deci proporția era ideală, undeva 33-60 învățământ teoretic, 60 și... 35-65, cam așa este prins și în strategia de dezvoltare a regiunii Sud-Vest Oltenia, să mergem și să asigurăm dezvoltarea învățământului profesional și învățământului tehnic în special. Din păcate, probabil că și datorită fapt, sau pentru că cartea sau școala în liceele tehnologice, condițiile pe care le aveau copiii de pregătire, seriozitatea de care colegii noștri dau dovadă, modul în care își desfășoară activitățile didactice și activitățile practice, lăsau într-o perioadă de dorit. Probabil că acest lucru i-a făcut și pe părinți să se orienteze către o școală serioasă, către o școală unde cartea este carte, copiii învață carte, sunt puși să învețe, este și o disciplină mai puternică. Deci acest lucru a făcut ca părinții să dorească ca
ai lor copii să urmeze învățământ teoretic. Eu cred că a mai fost un aspect, faptul că nu găseau și nu se găsea pe piața forței de muncă, nu găseau locuri de muncă. Și, practic, vedeți, dumneavoastră, investești 3 ani de zile în copil, practic îl ții până la 17 ani pe cheltuiala părintelui, iar la 17 ani rămâne și cu studiile nefinalizate și nu are nici loc de muncă. Ori acum, eu sper ca toată lumea să înțeleagă că e nevoie, deci locuri de muncă pentru suduri, pentru lăcătuși, pentru strungari, sunt foarte multe în județul Gorj și absolvenții de învățământ profesional vor găsi în primul rând un loc de muncă în județul Gorj. Sper ca părinții să înțeleagă acest lucru și să vină cu copiii către învățământul profesional. O să le transmit pe această cale părinților că practic ce se face în clasele de liceu, în clasa 9 și în clasa 10, se face și în învățământul profesional. Practic, după cei 3 ani de profesională, copilul nu rămâne cu pregătirea nefinalizată, echivalează cu ce a făcut un elev la liceu, liceu teoretic, sau mă rog, al liceu, în clasa 9 și a 10, și se poate înscrie în cursul superior al liceului. Deci, practic, în cei 3 ani învață o meserie, învață și carte și poate să meargă să-și continue studiile în învățământul liceal, dar, spre deosebire de cei care au urmat doar cursurile învățământului liceal, au și o meserie, se pot angaja, pentru că vedeți, toți oamenii puternici cu care eu am stat de vorbă în ultimul timp îmi spun că e nevoie de forță de muncă. Nu au forță de muncă suficientă pentru proiectele care se derulează în județul Gorj. Da, a fost, totdeauna a existat chestia aceasta că în Gorj există foarte multă forță de muncă, dar iată că încet, încet ea nu mai este, ori s-a plecat în exterior, ori generațiile au trecut, au intrat, s-au apropiat de pensie, de retragere și automat e nevoie de o nouă generație care să preia aceste... Dar chiar azi îmi spuneau că în energie, pentru în următorii 3 ani, e nevoie să pregătim cel puțin 4.000 de o cifră impresionantă. Imens de mare. Bine, uzina mecanică SADU știu că avea nevoie în următorii 2 ani de 300 de tineri pregătiți pentru meserile pe care le au dânsi acolo, datorită contractelor pe care le-au. Oricum, eu sper ca cât mai repede să se oprească exodul ăsta de forță de muncă, de oameni tineri care pleacă din țară să muncească prin alte părți pe bani care nu de cele mai multe ori sunt foarte mulți. Eu cred că se muncește, nu toți au șansa să ajungă să câștige foarte mult dincolo. Cred că majoritatea muncesc pe bani foarte puțini. Mai mulți ca în România, probabil. Da, probabil, asta, dar raportat la alte... Dar eu cred că dacă suntem puțin atenți la forța de muncă pe care o pregătim în România și care, uitați-vă, își găsește de lucru foarte ușor în alte țări, dacă suntem puțin atenți și umblăm puțin și la partea financiară, sunt convins că oamenii ar rămâne în România, pentru că nicăieri nu e mai bună apa ca în România. Ați vorbit de practica care se va face, de exemplu, în cazul de profilului minier, claselor de minerit, se va face în complexul energetic Oltenia, dar dacă uzina SADU, de exemplu, dorește acei oameni sau toate cele, mai sunt liceele noastre pregătite să poată face formarea de bază la nivelul liceelor? Că e adevărat, până la urmă, tot aici înveți, apoi te duci să faci practică în unitățile economice. Corect, sunt și vă spun sincer, am dus clasa de la Cauciu către Henri Coandă pentru că acolo mai avem un maestru foarte bun, un om foarte serios care se ocupă de pregătirea copiilor. Acolo mai avem strunguri, mai avem aparate de sudură, mai avem menghine, mai avem scule pe care copiii pot să învețe, să se familiarizeze cu noua lor meserie. Și e domnul Diaconu, maestru acolo,
În primul rând, sunt meseriașii de la care pot să învețe, cel puțin în primă fază, după care să meargă la agenții economici și împreună cu maestrul de la școală, cu inginerul de la clasă, cu cei care fac partea teoretică, să îmbine experiența celor care lucrează efectiv în producția mare, în producția de zi cu zi și să facem trecerea de la partea teoretică la partea practică, pentru că din ce discutam în special cu domnul director David, nu este atât de greu de făcut aceste lucruri. Și vedeți, uzina de la cauciuc, fabrica de cauciuc a colaborat și sunt convins că și în continuare colaborează foarte bine cu Liceul de Chimie din Târgu Jiu, cu Gheorghe Magheru, au experiență în a lucra cu copiii și acest lucru este foarte important, pentru că mereu clase de la Liceul de Chimie au făcut practica sau practic știți bine că trăiesc în aceeași curte, laboratoarele le au la cauciuc și eu sunt convins că le vor avea și în perioada următoare. Practic există și asta am vrut să m-am și bucurat și am și mers puțin mai repede, pentru că încă mai avem în atelierele școlare din Târgu Jiu și numai din Târgu Jiu, din Gorj, oameni pregătiți și chiar dacă școlile respective sunt generații mai vechi, se poate lucra cu ele și pot să învețe astfel încât să nu meargă în fabrică fără să cunoască măcar noțiunile elementare. Îmi pare rău că nu toate liceele tehnologice din Târgu Jiu au o bază materială suficientă, dar sunt convins cu timpul, lucrând cu un agent economic puternic, vor reuși să îmbine și aceste două aspecte, partea teoretică și partea practică, și principalul beneficiar va fi elevul. Da, avem acel proiect la nivel național care a ajuns și în Gorj, acel ROSE. Nu a ajuns în Gorj, cred că este singurul județ din țară în care toate liceele tehnologice sunt înscrise în proiectul respectiv. Asta e chiar o știre. Practic, da, toate liceele tehnologice, să știți, am reușit să le introducem în acest proiect. Sunt granturi de la 75.000 de euro până la 150.000 de euro pentru fiecare liceu. Știu că primele 6 au trecut deja, s-a trecut de ultima etapă să semneze în perioada următoare cererile de finanțare și toate celelalte 12 lucrează în continuare. Azi am vorbit cu domnul Deac, un om facilitator care se ocupă de județul Gorj, un om extraordinar care asigură sau consiliază fiecare echipă de proiect, astfel încât și celelalte proiecte, atunci când vor fi depuse, probabil undeva la sfârșitul lunii iulie, să treacă și undeva prin octombrie, noiembrie, să intre în finanțare. Cu bani de acolo se pot face foarte multe lucruri, inclusiv se pot dota condiții minimale, nu trebuie lucruri foarte sofisticate, se pot dota atelierele școală. Din ce știți dumneavoastră sau apropo de strategia de dezvoltare atât a județului, cât există acum, se vorbește la nivelul Ministerului Educației de o strategie de reabilitare a unităților școlare, adică să fie urmate, să urmărești ceva, nu să investești într-o școală și după aceea să o închizi, cum s-a întâmplat din nefericire, nu neapărat în Gorj, dar în general în multe locuri, comunitățile locale au făcut eforturi, au făcut școlile, dar n-au mai fost și copii. Ce credeți că ar fi de făcut sau ce am putea să facem în perioada următoare pe această direcție, având în vedere că ne stau la dispoziție prin Ministerul Dezvoltării sau prin alte, să zicem, alte unități care pot accesa fonduri foarte mari la nivel european. E vorba de miliarde de euro care ar putea fi folosite tocmai pentru reabilitarea școlilor, pentru dotarea lor la standarde europene. Da, eu mă bucur foarte mult și sper ca mâine în Parlament să treacă guvernul. Mă bucur foarte mult că în sfârșit la Ministerul Învățământului vine un om, un ministru care cunoaște foarte bine problemele învățământului preuniversitar, pentru că provine dintre noi, din rândurile noastre. A mai fost ministru la învățământ o perioadă mai scurtă, a lucrat în guvernele Ponta pe diferite funcții de ministru,
Deci are experiența necesară, cunoaște foarte bine sistemul de învățământ preuniversitar. Cred că niciunul din cei care au fost miniștri până acum nu au cunoscut atât de bine problematica. Veneau dinspre universitar. Cu excepția automat. Doamnei Andronescu și a domnului Mihnea Costoiu, care au avut tangență mult mai mare cu învățământul preuniversitar, dar ceilalți care au venit din învățământul universitar, din rectori, din președinți de senate, mult mai puțin au avut tangență cu învățământul preuniversitar. Eu sunt convins că împreună cu domnul Liviu Pop o să reușim să facem lucruri foarte bune pentru copiii din învățământul preuniversitar. Eu mi-aș dori, vă spun sincer, am încercat și acolo unde la primărie am găsit deschidere și mi-aș vrea să spun că e vreun primar care nu este deosebit. Gorjoare primari, aș putea să spun binecuvântat, sunt oameni excepționali, majoritatea dintre ei îi cunosc foarte bine, dar acolo unde și primăria a avut resurse financiare, am reușit să înființăm grădinițe cu program prelungit. Mi se pare că cu acest lucru ar trebui să începem, în special în mediul rural și în zonele defavorizate, copiii să îi aducem la 8 la grădiniță, să facă programul la grădiniță, să mănânce la 10, să mănânce la prânz, să doarmă după amiaza, să se pregătească și să se întoarcă în familie undeva la 5-6 după amiază. Eu cred că ar fi un câștig foarte mare pentru copiii noștri dacă am reușit să facem acest lucru și dacă încet, încet am generalizat acest sistem de after school în învățământul primar măcar, toți copiii din primar să rămână și să meargă seara 5-6 acasă cu lecțiile învățate, cu temele făcute, pregătiți pentru ziua următoare de către oameni care se pricep la aceste lucruri. Pentru că foarte puțini părinți au timp să se ocupe de copil după masă, sunt acasă, și mai puțini părinți sunt în țară, poate copilul este cu bunicii, este cu verișorii sau, mă rog, cu altcineva. Și atunci, dacă noi aici am intervenit și eu cred că nu sunt costuri atât de mari, pentru că infrastructura aproape o avem, sunt școli în Gorj care nu mai funcționează, clădiri în care nu mai avem copii, nu mai facem un proces de învățământ, dar care cu investiții minime pot fi transformate, sălile de clasă, în săli de somn sau în săli de joacă sau în săli pentru after school, copiii să-și pregătească temele pentru a doua zi, să-și învețe ceea ce au de făcut în ziua sau în zilele următoare. Cred că ar fi un lucru foarte bun dacă am reușit să facem aceste lucruri, pentru că până la urmă împreună cu comunitățile locale, cu Programul Național de Dezvoltare Locală, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și a Turismului, să reușim să ținem pasul, să dotăm școlile cu ce sau cu materiale necesare procesului de învățământ și să îmbunătățim viața copilului în unitatea de învățământ. Dacă acum stă 4-5 ore la școală, să poată să stea 8, 9, chiar 10 ore la școală, să poată să servească masa la școală și așa mai departe, să se pregătească acasă, doar să meargă să discute cu părinții și să se odihnească. Apropo de aceste, să zicem, planuri pe care le-a avut Ministerul de-a lungul anilor, strategii pe care le-a avut, inclusiv în Gorj avem acele campusuri care unele sunt deja aproape de finalizare, altele au mult, altele chiar au fost finalizate, cred că Turceniu sau ceva. Da, Turceniu, care este Novaciu, da. Mai avem Bârseștiu și Peștișa, nu au fost prea multe campusuri propuse avut, a se construi da. În Gorj, dar din câte știu și din discuțiile care le-am avut cu Cosmin, cu Pivui, cu domnul primar al comunei Peștișani, a depus proiectele, au intrat, știu că sunt aprobate, așteaptă licitația pentru a termina campusul de la Peștișani. Cred că va fi o bijuterie a învățământului din județul Gorj, pentru că e pus foarte bine, sunt 7 hectare de jur împrejurul sau în campusul respectiv. Din câte știu și Târgu Jiu, tot pe PNDL, au prins un program prin care se continuă lucrările la campusul de la Bârsești. Eu sper că, dacă nu anul acesta, anul viitor, aceste lucruri să fie realizate și copiii să beneficieze de ele. Aici e problema cu ce aduc ele în plus la învățământ, având în vedere că deocamdată nu sunt urmate și de restul
adică în sensul să vedem mai multe, nu știu, o ofertă mai mare școlară în zonă, gen Bârsești sau chiar Peștișani. Practic ele se fac, sunt niște investiții foarte importante. Concepția a fost să strângem acolo cam tot învățământul dintr-o anumită zonă, dar din păcate nu s-a produs chestia aceasta, nici nu știu dacă era practică, având în vedere că fiecare comunitate locală, fiecare primar de care vorbeați dumneavoastră mai devreme, își dorește să facă, să dezvolte rețeaua școlară la nivelul fiecărei localități. Da, eu, cum să vă zic, sunt convins că vor avea până la urmă utilitate, sunt utile. Știți bine, acum 5, 6, 7, 8 ani de zile, unii au vrut să deschidă mii de șantiere pe teritoriul României, le-au deschis, le-au subfinanțat și au rămas, în stare de unele la jumătate sau aproape sau într-o formă mai mare sau mai mică. Oricum, nu puteau rămâne investițiile lăsate să se distrugă, să se deterioreze. Și eu zic că, până la urmă, e foarte bine că se continuă. Noi nu avem decât două campusuri în Gorj și să știți că Peștișaniu e o zonă bine. Și poate ajuta liceul din zona respectivă. Numai liceul din zona respectivă. Poate să ajute toate comunitățile din zona respectivă. Poate cu timpul o să avem un singur liceu mare și puternic în Peștișani și pentru copiii din Runcu și pentru copiii din Tismana și pentru copiii din Telești, din Bălești, de ce nu, și așa mai departe, localitățile limitrofe Peștișanului. La Târgu Jiu, oricând, vedeți mereu ce discuții sunt, să mai punem, mansardăm școala 4, școala 6, păi, care ar fi problema? Le mutăm la Bârsești, n-ar fi nicio problemă să creăm poate cu investiții mijloace astfel încât copiii să meargă în siguranță acolo și să învețe carte în condiții foarte bune, adică să aibă asigurat la școală programul până la 17-18 în fiecare zi în condiții foarte bine, adică să aibă sală de sport, să aibă sală de mese, să aibă bibliotecă, sală de lectură și așa mai departe. Sunt mai multe mesaje care au venit. Unul dintre ele vă întreabă, apropo de organizarea examenului pentru director, dacă s-au schimbat lucrurile față de primăvară, față de toamnă, cu implicarea comunităților locale. Da, era normal să se schimbe, era un lucru foarte greu de pus în practică. Ați văzut dumneavoastră ce, și știți bine ce discuții sunt prin școlile din Gorj și nu numai din Gorj, cu cei care au notat unii după ureche, fără să țină cont de metodologie, fără să țină cont de cerințele, de modul în care sunt notați temii respectivi. Practic, guvernul a schimbat articolul din lege care făcea referire la comisia de concurs. Acum, pe noua legislație, comisia de concurs este constituită la nivelul inspectoratului școlar. Practic, noi ne ocupăm de organizarea concursului. Și din comisie face parte inspectorul școlar general sau inspectorul școlar general ajunct ca președinți ai acestei comisii, din care mai fac parte doi inspectori și doi directori. Vă spune cineva, cum comentați faptul că din școlile limitrofe Târgu Jiului copiii se duc la școlile din centru, iar din zonele din afara Târgu Jiului toți vin spre școlile din Târgu Jiu? A fost o perioadă în care foarte mulți își doreau să meargă să învețe carte în centru. Eu am încercat și am și reușit să stabilizăm și școala 11 și școala 12, spunându-le părinților, spunându-le copiilor, spunându-le colegilor noștri că practic e aceeași programă, profesorii sunt la fel de buni și în centrul orașului și la periferie. Iar pentru, în special pentru copiii de vârstă mică, copiii de vârstă preșcolară sau de învățământ primar, este foarte bine ca școala să fie cât mai aproape de locuința părinților. Cineva vă cere să spuneți cum a fost acest an școlar, având în vedere că Gorj a obținut foarte multe rezultate la nivel național la olimpiadele școlare. Un an în care s-a muncit foarte mult, se muncește din ce în ce mai mult în învățământul din Gorj. Eu îmi doresc din suflet ca și rezultatele să vină și să confirme munca depusă în școlile din Gorj. Să știți că o zi pe săptămână sau chiar două zile pe săptămână
în majoritatea timpului am fost în școlile din județul Gorj. De multe ori, sau de cele mai multe ori, nimeni nu a știut în ce parte mă duc sau unde mă duc și bucuria așa îmi creștea sufletul de bucurie când găseam colegii la clasă, între copii. Chiar la Dragotești am fost, că am văzut că e o fetiță acum care a luat 10 la Evaluarea Națională, chiar acolo i-am găsit pe terenul de sport, i-am găsit la ora de istorie în clasă, i-am găsit. Am fost încântat de ce am văzut la fața locului. Să știți că mă așteptam și mă aștept la rezultate bune și foarte bune ale copiilor din județul Gorj. Eu sper să avem acele rezultate bune și foarte bune la admiterile în facultățile din România, să păstrăm tradiția, pentru că în fiecare an copiii din Gorj au obținut rezultate foarte bune la facultățile Ministerului Administrației și Internelor. Suntem pe final de emisiune și ne spuneați ce se întâmplă acum, ce urmează concursul cu directorii, dar de fapt nu e vacanță deloc, urmează și alte, avem concursul alte de lucruri. Practic e o titularizare, detașare, suplinire în 12 iulie, după care începem pe 17 iulie concursul cu directorii și uite așa, sper ca până pe 1 august să validăm și rezultatele concursului cu directorii, ca măcar 1-15 august inspectorii școlari, directorii de școli din Gorj să aibă măcar o săptămână de vacanță în acea perioadă, pentru că știți foarte bine că trebuie să pregătim și deschiderea anului școlar 2017-2018, nu? Ca mâine trece vara, vin copiii la școală și parcă nu ne simțim bine să găsească aceleași condiții pe care le-au lăsat când au plecat în vacanță. Deci, pe lângă examene, pe lângă pregătirea sau ocuparea posturilor cu personal didactic calificat, avem și pregătirea școlilor pentru deschiderea anului școlar. Practic, în aceste zile se primesc manuale la inspectoratul școlar, editurile trimit pentru că avem contracte foarte ferme și pot să fie primească sancțiuni destul de drastice, directorii sau, mă rog, administratorii vin și ridică manuale, deci, practic, e o activitate continuă care nu se termină vara, practic nu poți să ții vacanțe. La mulți le spun, dacă vrei să ții concediu ca director, nu poți să ții decât iarna. Nici ca director, nici ca inspector școlar. Și primăvara. Bine, ca inspector școlar e greu, știi că vii, stai înhamat la o muncă și trebuie să tragi, vrei, nu vrei, trebuie să duci lucrurile mai departe. Ne rămâne decât să vă urăm succes în toate activitățile din această dată, să înceapă cu bine nouul an școlar. Eu vă mulțumesc și vă așteptăm și la această emisiune. Profit de faptul că sunt la dumneavoastră, vineri este ultima probă la bacalaureat și vreau să le urez copiilor din suflet o vacanță frumoasă, o merită pe deplin și să se pregătească fizic, psihic pentru anul școlar următor, să se odihnească, pentru că, nu vedeți, provocările sunt din ce în ce mai mari. Vă mulțumim pentru prezența noastră la această emisiune. Multă plăcere. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană, am avut invitat pe domnul inspector școlar general, domnul Ion Ișvan. De asemenea, trebuie să vă spunem că vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o ediție specială, de fapt găzduită de Sala Maură a Prefecturii, o masă rotundă dedicată infrastructurii școlare și problemelor pe care le ridică, dar asta rămâne surpriză pentru săptămâna viitoare. Mulțumim pentru atenție, la revedere!